Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești! Titanicul, nava care nu se poate scufunda. Partea a doua. Auzind avertizarea cu privire la iceberg, unul dintre ofițeri a poruncit: întoarceți nava! Imediat, ordinul lui a fost ascultat, doar că era prea târziu. Frumoasa, dar imensa navă a lovit ghețarul. Apa a început să inunde interiorul, alarmele au început să sune. Capitanul Smith s-a dus să vadă ce s-a întâmplat. Când a aflat că apa pătrunde în navă, a știut că se vor scufunda. Ce groaznic trebuie să fi simțit! El știa că nu erau suficiente bărci de salvare pentru toți oamenii. Imediat, muncitorii au început să dea jos bărcile de salvare. La început, foarte puțini oameni au vrut să se urce în ele. Simțeau că pot avea încredere în Titanic. Nu le venea să creadă că nava lor, confortabilă, se scufundă. Nu voiau să părăsească nava și să coboare într-o barcă mică pe oceanul înghețat. În prima barcă de salvare ar fi încăput 65 de oameni, însă doar 28 de persoane au coborât în ea. Timp de o oră și 20 de minute, lucrătorii de pe vas au lansat bărcile de salvare la apă. Nu erau suficiente bărci pentru a salva pe toată lumea. Deși bărcile de salvare ar fi putut salva 1200 de oameni, doar 700 de persoane au ales să coboare. Unii oameni agitați îi împingeau pe alții pentru a ajunge în bărcile de salvare. Politicoși, unii oameni îi lăsau pe alții să meargă înaintea lor. Mulți dintre cei neegoiști au rămas pe navă. Familiile s-au despărțit. Unii membri au urcat în bărcile de salvare, iar alții au rămas pe punte. Capitanul Smith a fost unul dintre cei care au rămas. În cele din urmă, ultima barcă de salvare s-a îndepărtat de nava care se scufunda. Apoi, marele Titanic s-a rupt în două și ușor, ușor s-a scufundat la peste 3 km sub ocean. Curând, o altă navă a venit pentru a ajuta la salvarea supraviețuitorilor. Oamenii din bărci au fost salvați. Ce final tragic pentru oamenii care s-au încrezut în acea navă. Peste tot în lume, oamenii nu puteau crede ce s-a întâmplat. Toată lumea era tristă. Te poți gândi la ceva sau la cineva în care putem să avem încredere? Bineînțeles, putem avea încredere în Dumnezeu și putem avea încredere în Biblie. Din Biblie aflăm că Iisus a promis că va exista un cer nou și un pământ nou, așteptându-i pe toți cei care i-au permis să-i ajute, să-l iubească, să se încreadă și să asculte de el. Și noi putem avea încredere în promisiunile lui Iisus, pentru că el se ține întotdeauna de cuvânt. Nu te bucuri pentru asta? Sigur că te bucuri! Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!